Bine ați venit, dragi capricorni, fie că aveți semnul zodiacal sau ascendentul în capricorn, ori semnul lunii sau nodul nord, eu fac această etalare pentru dumneavoastră sau poate vă interesează o persoană în zodia capricorn. Așadar, cu toții sunteți bineveniți pentru a vedea împreună predispozițiile și energiile acestei luni de vară, iunie. Da, e începutul verii. Și aș vrea să vă invit să intrăm într-o energie de recunoștință pentru a aduce la lumină, aduce în prim plan un motiv pentru care suntem recunoscători. Cel puțin un motiv, cu atât mai mult cu cât veți găsi mai multe motive de recunoștință. Și cu această energie de recunoștință, de asemenea, vă invit să vă puneți o dorință mai mare pe care ați vrea să o vedeți realizată, da? Pentru că noi vom aprinde o lumânare pentru sănătatea dumneavoastră, pentru împlinirea dorințelor, pentru rezolvarea problemelor, da? Găsirea soluțiilor și pentru tot ceea ce aveți nevoie, da? Pentru a vă vedea împlinite, da? Visurile de orice fel. Eu am aprins normal această lumânare cu multă bucurie și vă invit așadar să vă relaxați. Puteți să luați un pahar cu apă, o cafea sau un ceai pentru a vedea și a fi relaxați și a fi liniștiți pentru a primi aceste informații din partea cărților Oracol și Tarot. Încep cu Tarotul Rozelor. Este un pachet mai nou care mi este foarte drag. Vom folosi doar cărțile care vor cădea în urma amestecării, exact cum s-a întâmplat acum, da? Și bineînțeles că le voi interpreta cu drag pentru dumneavoastră. Prima dintre ele, Încoronarea, vorbește despre o inițiere, despre o naștere sau o renaștere, despre un loc la o masă. Este ca și cum dumneavoastră sunteți inițiați în ceva nou, poate în ceva spiritual. Sau vorbim despre o renaștere, faptul că decideți să vă schimbați felul în care veți gândi, da, poate mai pozitiv, felul în care veți mânca sau felul ce veți bea, ce veți citi, ce veți face în continuare. Este foarte frumoasă această încoronare. Faptul că obțineți un loc la o masă, într-un grup, un succes pe care să-l vedem pe orice fel de plan relațional sau planul profesional, da? Sau al sănătății, da? Chiar și al sănătății. Haideți să vedem în continuare care sunt mesajele. Să fiți deschiși, să spuneți da, să vă expandați către limitele voastre și să aveți multă încredere în viața dumneavoastră, dragi capricorni. Să aveți această deschidere pentru a vedea ce vine spre dumneavoastră, da, să spuneți, cum să spuneți măcar poate sau în curând, da, să nu spuneți nu. Pentru ca să vă forțați limitele, să ieșiți dintr-o zonă de confort și să aveți încredere în viață. Asta spune această carte. Foarte frumoasă și iată, copilul interior care are nevoie de dragostea voastră, da, sunt acele amintiri din copilărie, sunt acele momente de răsfăț, momente de drăgălășenie, pe care să vă dați voie să le aveți inclusiv acum, la orice vârstă ați avea în acest moment. Răsfățați-vă, alintați-vă, oferiți-vă momente și surprize frumoase, pentru că meritați această iubire de sine, meritați o autoestimă deosebită, da? Poate că sunteți însărcinate o parte dintre dumneavoastră, dragi doamne, din zodia Capricorn și veți avea o conexiune deosebită, da? Veți simți această conexiune cu copilașul pe care îl aveți. Iată un plan divin. Înțelepciunea și inteligența converg către împlinirea unui destin. Veți vedea că alegerile pe care le faceți, da, toate oportunitățile pe care le veți prelua, care vin spre voi, da, și le veți accepta,
vă pot schimba destinul într-un sens pozitiv, să vă deschideți spre aceste transformări care cu siguranță că nu vă vor face să regretați, da, nicio schimbare, mai ales dacă este în sens pozitiv. Următoarele cărți, iată cât de rapid a fost mesajul, o putere interioară deosebită, o determinare, un stoicism, da, de a vă când vă puneți într-o ușă, da, cum se spune, vă puneți într-o ușă, nimeni nu intră, nimeni nu iese până nu obțineți dumneavoastră ce aveți nevoie. Este curaj aici, este putere interioară, am mai spus, dar văd o ambiție de a trece cu bine peste orice fel de dificultăți. Tot printre darurile lunii iunie, dar ce se va manifesta într-un mod plenar? Văd aici o claritate, o focusare pe ceea ce aveți nevoie, o focusare pe obiective, o claritate a ceea ce vă doriți și vă ajută. Da, este unul dintre darurile care vă ajută, dragi Capricorni. Haideți să mai vedem și încă un mesaj, dacă dorește să iasă la suprafață, da, să se evidențieze într-un fel sau altul, ca și carte, iată, s-a întors și avem dorințe împlinite, foarte frumoasă carte. Cred că și dumneavoastră veți face eforturi pentru a vă împlini aceste dorințe sau o altă persoană dragă poate să vă ajute să vă îndepliniți aceste dorințe. Foarte frumoasă este atmosfera. Haideți să mergem mai departe. Uitați, acesta este oracolul fazelor lunare. Să vedem și din partea pachetului, da, ce vor primi capricornii. Ce mesaj pentru iunie au acești capricorni? S-a evidențiat acest mesaj, să impregnezi cu iubire situațiile în care te vei afla. Să judecați cu iubire, da? Apoi, sunt necesare câteva ajustări, dragii mei capricorni. În luna iunie veți face niște modificări, poate în țelurile pe care vi le propuneți, poate în colaborările pe care le veți avea. Văd aceste ajustări. Să vă transcendeți temerile, să reușiți să treceți peste temeri, peste vocile acelea interioare, care sunt ale oamenilor care în general nu v-au încurajat și ei poate vă repetau că nu o să reușiți, că nu o să faceți, că nu veți duce la bun sfârșit ceva. Depășiți această temere, pentru că este important să vă setați pe victorie, să vă setați pe obținerea a tot ceea ce vă propuneți. Să vă așteptați la o schimbare majoră, interesant. Cred că la început de iunie, pentru că vorbește despre luna nouă, luna nouă va fi în 16 iunie. Da, deci luna nouă e în 16 iunie, te poți aștepta la o schimbare majoră. În viața ta, da, poate să fie, nu știu, o călătorie surpriză, un moment al vindecării. Iată, luna iunie este bună și pentru urmarea tratamentelor necesare, pentru vindecarea sufletească și trupească. Nu lăsați la o parte credința, da, pentru că multe dintre vindecări au loc atunci când ne rugăm și credem cu adevărat în rugăciunile noastre. Iată, nu lăsați trecutul să devină un obstacol în calea viitorului. Poate că anumite lucruri nu ați reușit să le realizați sau s-au blocat la un moment dat. Nu lăsați acest trecut să vă intimideze, nu vă gândiți că ați putea să vă blocați din nou, ci pur și simplu oferiți-vă șansa de a face lucrurile noi cu tot curajul necesar. Să priviți imaginea de ansamblu a cuiva sau a unei situații. Dar luna plină va fi în luna plină va fi în 16 iunie. Și eu cred că v-am spus, da, haideți să vedem, dragii mei, luna nouă este în 30 mai, început de iunie. Deci luna nouă este în 30 mai, început de iunie, când spuneam să impregnezi cu iubire situația în care te afli, da, și de asemenea spuneam
luna nouă transcendeți temerile. Puteți să vă puneți această dorință să fiți curajoși la sfârșitul lui mai, începutul lui iunie. Deci îmi cer scuze, da? Și să priviți imaginea de ansamblu în luna plină. În 16 iunie va fi, sau 15 iunie va fi luna plină. Dragii mei, mijlocul lui iunie vă oferă posibilitatea să vedeți o imagine în ansamblul ei. Și această frumoasă confirmare că tu și cei dragi sunteți în siguranță. Așadar, nu vă faceți griji, bucurați-vă de timpul petrecut, da? Luna nouă văd din nou că este importantă, luna nouă și, repet, 30 mai, 1 iunie, 2 iunie, aceasta este perioada potrivită să vă puneți dorințe, da, și în primul rând de sănătate și de siguranță pentru dumneavoastră și cei dragi. Bun, continuăm cu dragostea pentru Capricorn. Și am să extrag câte 4 cărți, o carte pentru fiecare săptămână. 1-7 iunie, cum veți sta cu dragostea, indiferent că aveți sau nu o relație, sau sunteți separați, sau tocmai ați ieșit dintr-o relație, dar această energie se referă în general la zodia Capricorn. Dar iată că avem chiar mesajele pentru întreaga lună, cât de frumos s-au așezat. Între 1 și 7 iunie este o atracție magnetică și o chimie deosebită între dumneavoastră și o altă persoană. Este foarte frumoasă această atmosferă, da. În al doilea rând, vedem între 8 și 15 iunie o codependență. Viața amoroasă vă este afectată de o dependență a cuiva. Fie că sunteți dependenți de dragostea unei persoane, fie aveți o dependență de muncă, de control, dependență de bani care să vă influențeze în sens negativ, sau este o dependență de anumite substanțe, da, alcool, zahăr, care să vă afecteze într-un mod negativ. Deci aveți grijă între 8 și 15 iunie să nu fiți foarte geloși, foarte anxioși, că pierdeți o relație, tocmai pentru a nu crea o atmosferă neplăcută. După aceea, între 16 și 23 iunie, avem sufletul pereche, o conștientizare că da, persoana cu care sunteți sau pe care o cunoașteți este sufletul pereche, care a venit să vă învețe ceva, care a venit să aibă o experiență cu dumneavoastră. Și în ultima săptămână, da, perioada 24-30 iunie, avem încrederea. O situație care necesită încrederea în partener. Fie că se întâmplă anumite evenimente care vă dau de gândit, fie că veți sta la distanță de persoana dragă. Această încredere va fi foarte importantă pentru bunul mers al relației. Și să vedem pentru Capricorn cum va merge planul profesional și financiar. Haideți să vedem, dragii mei, tot așa, 4 cărți. Fie că vor ieși pe rând, fie toate odată, se vor referi la luna iunie. Între 1 și 7 iunie văd microcosmosul. Veți lucra mai mult de sine stătător, veți face mai puțin spirit de echipă, veți fi foarte orientați în deciziile legate de job, de bani, pe ceea ce vă spune vocea interioară, pe intuiția dumneavoastră. Așadar, eu observ aici, dragi capricorni, o preocupare spre ceea ce vă doriți, spre ceea ce vă propuneți și mai puțin pe țelurile celorlalți. Și așa se spune, să nu fii sloganul celui unui alt om, dacă tu ești poezie, să-ți trăiești poezia ta, poezie în job, în finanțe, mă refer în sens figurativ, la sens figurat la poezie. Deci să vă urmați visurile, dorințele. Cred că prima săptămână din iunie poate să fie un moment potrivit, poate să vă uitați de joburi noi. Dacă sentimentul interior este că meritați ceva mai bun, dar nu vă puneți în pericol, dragii mei, ci plecați dintr-un loc numai după ce ați găsit, bineînțeles, altceva mai bun. Da, ascultați-vă intuiția, pentru că
și legat de bani, și legat de profesie, vă poate ajuta. Microcosmosul este această dorință spre lucrul individual, spre decizii, da, să luați decizii, să vă urmați propriile hotărâri. Să vedem în continuare. Perioada 8-15, iată cum vine cu multă raționalitate, care duce spre 19 iunie. Ce înseamnă acest lucru? Faptul că veți fi foarte ancorați în realitate, faptul că nu vă dați voie să visați, ci sunteți extrem de calculați, de drămuiți, veți fi raționali și în investițiile pe care le faceți. Și acest lucru chiar vă ajută în mediul profesional, acest raționalism vă ajută să excelați. Hai să vedem acum, în perioada 16-23 iunie, ce se întâmplă între 16 și 23 iunie și dacă vor cădea mai multe cărți, să acopere, bineînțeles, și ultima săptămână, 24-30, da, exact ce spuneam. Să aveți grijă, dragii mei, în a treia săptămână, între 16 și 23 iunie, să nu pierdeți niște bani, să nu cheltuiți nesăbuit, să nu aveți, anumite neplăceri, pentru că vedem Carta Distrugerii, poate să fie în 6 iunie, deci și în 6 iunie să fiți prudenți, da, să nu pierdeți acte, bani, să nu semnați contracte dezavantajoase. 6 poate să fie și o oră, da? Așadar, fiți cât mai prudenți. Și în a treia săptămână, da, 16-23, nu știu, de mici accidente în bucătărie, aveți grijă, să fiți atenți în general, da? Iar pentru a patra săptămână, între 24 și 30 iunie, chiar avem 30-ul, este o colaborare deosebită la locul de muncă. Poate veți cunoaște o persoană care se va dovedi un prieten, poate chiar un iubit sau iubită. Deci, fie veți cunoaște acești oameni, fie veți lucra cu prietenii, veți avea un parteneriat de succes, niște colaboratori foarte buni. Veți cunoaște oameni care să vă ajute în mediul profesional, da? Sau este vorba despre o dragoste la locul de muncă? Foarte interesant, dragii mei, continuăm, bineînțeles, cu acest pachet de tarot, pentru că vorbim despre tarot, am să vă invit să vă gândiți la trei dorințe pe care ați vrea să le vedeți realizate și la sfârșitul etalării voi cere răspunsul referitor la cele trei dorințe ale dumneavoastră. De asemenea, mergând de la sfârșit spre început, o să întreb și care sunt surpriza și sfatul lunii iunie, iar acum, da, pentru început, voi extrage cele 10 cărți care să fie răspunsurile la cele 10 întrebări necesare pentru crucea celtică. Și o să vedem, dragii mei, ce vor cărțile să vă transmită, ce mesaje au cărțile pentru voi. Bun. Și bineînțeles că vom păstra aceste cărți care au căzut. Ce vor să vă spună cărțile? S-ar putea să aveți o anumită stare de anxietate, anumite temeri, pe care este foarte înțelept să le depășiți. S-ar putea să fiți confuzi, să nu știți exact ceea ce vă doriți, să fiți nehotărâți, da? Sau să fie vorba despre un secret, să fie ceva secret și nu prea puteți vorbi despre ceilalți, da? Să vă învingeți această temere, să vorbiți cu ceilalți, da? Și să așteptați soarele, lumina, ca lucrurile, da, să fie bune în sensul dumneavoastră. Ca și clarificare, este acest trei de cupe. Aveți grijă, dragii mei, la relații trio, dacă vorbim despre secrete, cu persoane care sunt căsătorite. Dar cred că vă doriți și o anumită bucurie. Acest trei de cupe chiar este o carte a reușitelor. Vă doriți o bucurie, o celebrare, poate aveți niște examene în perioada următoare. Dar vreți să vă bucurați, să aveți un eveniment, poate ceva important. Ceea ce știți, dragii mei, este roata norocului. Știți că
În primul rând, norocul și îl mai face și omul cu mâna lui, dar totodată simt din partea dumneavoastră faptul că aveți încredere în noroc, aveți încredere în steaua norocoasă, a faptului că destin, da, că există un destin și că știți că veți primi la momentul potrivit ajutor din partea divinității și că lucrurile simțiți că se vor aranja. Ceea ce nu știți este acest pas de bâte. Fie este intervenția unei persoane în berbecleu săgetător, fie este vorba despre un copil, poate rămâneți însărcinate, dragi doamne, din Capricorn, sau este un val de întinerire. Vă veți simți mai entuziaști, mai plin de energie, poate vă și îndrăgostiți. Pajul de bâte este acea energie plină de entuziasm, de pasiune, dragoste la prima vedere. Ce să vă spun? Da, efectiv, este un sentiment de întinerire. Și acest lucru nu îl știți, dacă urmează o perioadă în iunie în care veți simți energia aceea care e necesară să mutați munții, da? Și veți avea o determinare fantastică. Haideți să vedem, dragii mei, ce s-a întâmplat în trecutul recent, care poate fi ultima parte a lunii mai, poate să fie începutul lui iunie. Și este o schimbare. Da, este o schimbare în felul dumneavoastră de a gândi, este o schimbare în felul de a acționa, este o transformare pe care vă doriți. Poate anumite capitole se încheie, poate decideți să hotărâți ca anumite lucruri să se, nu știu, pe care le-ați menținut artificial, dar s-ar putea ca dumneavoastră să fi menținut artificial niște relații, niște colaborări și ele să se încheie într-un mod natural. E o schimbare în felul dumneavoastră de a gândi și a acționa. Iar viitorul va duce 4 de monede. Este o consecvență. Nu i-aș spune încăpățânare. Este o consecvență în viitor. O consecvență, sunteți drămuiți, faceți economie, sunteți hotărâți, da, să vă păstrați viziunile, să vă atingeți scopurile. Da, și văd că sunteți foarte ancorați pe planul acesta material financiar. Da, sunteți puși să, da, 4 de monede, ușor încăpățânați la genul nimic nu intră, nimic nu este. Dar este o conservare a energiei și a resurselor pe care le aveți. Bun, cum simțiți dumneavoastră în această lună? Este pajul de monede, deci din nou un paj, energie, rezultate bune. Pajul de monede, pentru că monedele reprezintă Capricornul, dar și Fecioara și Taurul, poate interacționați cu ei, da, este o preocupare pentru voi, pentru rezultate, pentru proiecte de bun augur. Poate învățați ceva, poate învățați și luați niște examene. Da, învățați pentru un examen sau vă înscrieți la niște cursuri interesante. Da? Asta, în felul acesta văd energia voastră. Cum vă văd ceilalți? Vă văd ca un paș de cupe. Vă văd oamenii că sunteți îndrăgostiți, că sunteți inocenți, că aveți emoția aceasta a dragostei la prima vedere. Sunteți armonioși, împăciuitori, prietenoși, da, cu ceilalți. Pașul de cupe este energia aceea inocenței, chiar manifestată la adulți, da? Intenții bune. Deci, ce să vă spun? Sunteți foarte armonioși. Mergem mai departe cu speranțele pe care le aveți și cu rezultatul pentru destinația pentru luna iunie. Dragi Capricorni, haideți să vedem ce cărți doresc să se evidențieze. Iată, speranțele țin de un 5 de spade. Vreți să ajungeți la o înțelegere cu cineva? Aveți nevoie de o victorie și știți că trebuie să lăsați și de la dumneavoastră într-o privință.
Da, sunt negocieri, sunt compromisuri pe care le faceți pentru a vă obține țelurile. Deci este câștigarea unui război, dar acceptați să pierdeți o luptă sau două, știind că veți câștiga acest război. Da, vă văd foarte inteligent, speranța este să găsiți soluții și bineînțeles că le veți găsi. Da, și sunteți foarte bătăioși, asta pot să vă spun. Să vedem care este rezultatul, care este destinația dacă mergeți pe acest drum în luna iunie. Iată, avem și răspunsurile, da, mai departe. Deci, avem așa, dragi capricorni, destinația este acest cavaler de spade. Destinația o veți atinge foarte rapid, în sensul în care regele de spade este persoana cea mai activă, cea mai obiectivă și mai rațională, cea mai calculată. Veți fi raționali și mai puțin emoționali în această lună. E adevărat, sunteți în energia pajului de cupe ca să aveți bune înțelegeri, dar nu vă poate păcăli nimeni. Deci acest cavaler de spade își atinge scopurile cu orice preț. Sau poate obțineți o relație foarte interesantă cu cineva din gemeni balanță vărsător, un semn de aer, care să fie destinația dumneavoastră. Dar pe voi vă văd așa. Tot ce vă stabiliți, aveți ambiția să duceți la bun sfârșit, să obțineți tot ceea ce vă propuneți. Bun, dragii mei, haideți să vedem acum care este surpriza pentru Zodia Capricorn, Asul de Spade, victoria, contractul, soluția, proiectul înălțător, soluția salvatoare, ideea deosebită. Dar să aveți grijă că este aici și o dorință de a avea mereu dreptate, care poate să aducă anumite discuții în cuplurile dumneavoastră. Deci, dacă puteți să alegeți între a avea pace în relație și a avea dreptate mereu, pentru că partenerul sau partenera poate să vă considere ușor războinici în relație și să dispară romantismul. Care este sfatul? Sfatul este eremitul. Ori de câte ori aveți nevoie de o soluție, retrăgeți-vă, stați puțin izolați, departe de părerile celorlalți și veți găsi cu multă înțelepciune lumina aceea interioară, soluțiile acelea de care aveți nevoie. Dar rezolvările acelea pe care le căutați sunt în propria înțelepciune și experiență de viață. Și iată exact cele trei dorințe. Dragii mei, puteți să puneți pauză pe video, da? Și să vă gândiți la cele trei dorințe pe care le aveți pentru luna iunie. Eu am aceste răspunsuri la dorințele dumneavoastră și ulterior, după ce ați decis, să reveniți să ascultați aceste răspunsuri. De exemplu, dacă v-ați pus prima dorință, răspunsul este regele de spade. Cred că această dorință ține de un rezultat din partea unei instituții, ține de obiectivitatea și raționalitatea dumneavoastră. Pentru că aveam un cavaler de spade în etalare, aici parcă vă doriți să fiți acest rege de spade, adică poziție de putere, reușită, succes financiar, profesional. Da, sau poate ați pus o dorință legată de cineva din gemeni balanță vărsător, totodată. Dar așa cred, că primiți o veste bună de la o instituție, da, sau o instituție de stat, sau un angajator, poate v-ați dori ceva legat de afacere, da, și este cu sorți de izbândă. Totul este să fiți raționali și obiectivi. A doua dorință, dragii mei, aveți ca răspuns la a doua dorință, șase de cupe. Șase de cupe este o carte tare frumoasă a regăsirii trecutului frumos, al împăcărilor, al succesului, întâlnirii unor persoane din trecut care au reprezentat ceva pentru voi, găsirea sufletului pereche. Da, cea de-a doua dorință este
se împlinește și, nu știu, este legată de o dorință pe care o vreți din vremuri îndepărtate, poate de când erați copii. Deci se împlinește această dorință, poate să vă regăsiți cu sufletul pereche, să fiți alături de cei dragi. Bun, dragii mei, iar cea de-a treia dorință nouă de monede se împlinește cu siguranță și va aduce multă prosperitate, multă siguranță a zilei de mâine. Rezultate foarte bune financiare, profesionale, în relații, da, și văd o independență aici. Veți avea stabilitate, siguranță, voi, prin puterea voastră, da, veți prin cariera voastră, prin vă faceți cu mâna voastră norocul și stabilitatea, da, și probabil că asta aduce sănătate, cartea asta. Sănătate și putere ca să vă împliniți dorințele, dragi capricorni. Foarte frumoase au fost energiile lunii iunie. Dacă v-a plăcut, dragii mei, nu uitați să apreciați, puteți să vă abonați, dacă n-ați făcut-o, nu uitați să vă abonați, dragii mei, și să comentați, da, comentați, pentru că m-aș bucura tare mult, mai ales dacă rezonați cu ce s-a spus aici. Sper din tot sufletul, da, să aveți o lună iunie așa cum vă doriți voi. Eu asta vă propun, să fiți ocrotiți și ocrotitori. Da, vă îmbrățișez cu mult drag și să ne revedem cu bine și la alte filmări. Numai bine, dragii mei, să aveți grijă de voi. Pa, pa!